La nici 60 de kilometri de Arad se află o cultură unică în România, busuiocul african. Rezistentă la secetă și caniculă, planta face flori ce pot fi culese tot timpul anului. Recolta pleacă în Germania. Din flori se obține un sirop extrem de aromat. Licoarea este atât de apreciată încât producătorii plătesc pe kilogramul de flori de busuioc african între 40 și 50 de euro. Este o specie foarte gustoasă, prin faptul că are niște substanțe volatile care ne aduc aminte de aromele de altă dată din sucurile bunicilor și având în vedere că este foarte căutată pe plan internațional, se adresează și consumatorilor de sucuri, de cocktailuri, mai mult nealcoolice, dar și un pic alcoolică. Până să ajungă sirop, planta este cultivată în serele din Seleuș. Mirosul aduce cu cel al busuiocului cunoscut în țara noastră, însă este mult mai complex. Dacă este cultivată în câmp, planta nu are nevoie de udare. Este o plantă de care m-am îndrăgostit în prima clipă, când am vorbit cu domnul Paul Peteanu. Și ne bucurăm să putem să producem plante pentru dânsul. E o plantă rezistentă? Da, este o plantă foarte rezistentă, nu îngrijiri, are nevoie de mult soare, însă apă nu foarte mult, pentru că este o plantă busuioc african, cum îi zice și numele. Deci, practic, e o plantă care s-ar potrivi cu încălzirea globală. Exact, da. Întreaga recoltă pleacă spre Germania, unde florile sunt transformate într-un sirop aromat de culoarea chihlimbarului. Această plantă am descoperit-o, să zic, în una din călătoriile care le-am făcut acum vreo 10 ani, undeva în sudul Franței. Acolo am descoperit acest soi special de busuioc și m-a fascinat din prima secundă. Iar la această băutură cum ați ajuns? În principiu, în prima fază am aclimatizat acest soi de busuioc în zona Bavariei, deci în sudul Bavariei, și după care am început să recoltăm florile, să experimentăm cu potențialul acestor flori, după care am început să dezvoltăm o serie de producte. Deci siropul nu este singurul produs care a fost dezvoltat din această floare. Deci există o serie de mai multe produse. În aceleași sere mai găsim un arbust care a trezit interesul iubitorilor de plante, alunul cu trufe. Este o specie care vine din flora spontană, ameliorat pentru producția comercială și pe acest sistem radicular foarte bogat se inoculează, practic se injectează o diluție cu sporii ciupercii trufă neagră. Este o noutate cumva, dar în simbioză cu specia alună pot da rezultate deosebite doar din anul 5-6 se vor vedea ca și producție, dar românii și-au diversificat gusturile culinare și atunci cred că va fi o specie apreciată alunul, plus că acest produs secundar, trufa neagră, va aduce un plus de valoare fermierului care depune pasiune și multă muncă pentru realizarea lor. Trufele apar la 4-5 ani de la cultivare, iar o plantă în ghiveci costă 30 de lei.